Da? Doamne, dar mare întârziere. Ok. Pentru astăzi ți-am pregătit două partide foarte frumoase de atac, jucate în 1994 la turneul de la Linares. Câteva cuvinte despre acest turneu, care din păcate acum nu se mai ține. Era un fel de adunare a celor mai tari jucători la început de an, da? Și se ținea anual. S-a ținut până în 2010, când din motive financiare 2010 a fost ultimul an în care s-a mai desfășurat, pe urmă el pur și simplu dispărând de pe arena competitivă. În 1994, deci, a fost un turneu foarte puternic. Practic, din primii 10 jucători ai lumii din acea perioadă, participând 9 efectiv. Da? Și doar Valeri Salov lipsind din primii 10 jucători ai lumii. Și pe urmă au mai fost încă 5 jucători care și aceia erau foarte puternici, printre ei și campioana mondială la feminin Judith Polgar. Și am să încep această lecție de azi cu o primă partidă care a primit premiul de frumusețe al turneului din acel an, pentru că vei vedea de ce. Deci la alb este Veselin Topalov, 2640, și la negru Evgeni Bareev. Evgeni, deci dacă despre Veselin Topalov eu ți-am mai spus cu alte prilejuri diferite date despre el, a fost campion mondial FIDE un an de zile, între 2005 și 2006, și la ora actuală este activ, are un 2730, deci mult mai tare decât Elo care l-a avea atunci, la data desfășurării partidei din 1994, și este numărul 20 mondial. Într-adevăr, s-a mai lăsat un pic de șah, nu știu de ce, dar toată lumea șahistă îl așteaptă pentru că nu și-a anunțat nicio retragere, ca să spun așa. Evgeni Bareev, câteva cuvinte despre acest mare maestru sovietic până în 1992, pe urmă rus până în 2015 și din 2015 canadian, da? Este de asemenea un mare maestru foarte puternic la începutul anilor 2000. Dar și pe parcursul anilor 90 putem spune că avea rezultate deosebite. De exemplu, în 1994 la Linares el era numărul 8 în lume, nemaipomenit, iar la acest turneu a ieșit pe locul 4 din 14. Este un rezultat foarte, foarte bun. Veselin Topalov la acel turneu de la Linares din 1994 era, ca să spun așa, nou venit. Fusese invitat pentru prima dată, pentru că a avut o ascensiune fulgerătoare și a făcut două partide remarcabile pe care am să ți le arăt astăzi. Din păcate pentru el, ambele două partide sunt pierdute, dar sunt de o frumusețe deosebită. Deci, pot să încep această primă partidă? Avem ceva. Ok. Deci, Topalov alb, Bareev negru, E4,
F6. Apărarea franceză. D4, D5, cal C3. Una din continuările principale ale albului în această deschidere, cal F6, de asemenea. Variantă care de atunci începuse să fie mai mult jucată decât nebun B4. Nebun G5, D5 pe E4, cal C3 pe E4, având în vedere că acest căluț este legat, sau prin spate avem o damă, nebun E7, desleg căluțul și ameninț chiar să-ți bat o piesă la E4 și nebun ia pe F6. Sophie, să știi că această variantă este actuală și în zilele noastre. De exemplu, la recent încheiatul turneu din Polonia, la care a participat și campionul nostru la șah rapid, Gavrilescu, s-a întâlnit această poziție și Gavrilescu aici a bătut, fiind cu negru, împotriva lui Ian Christoph Duda, G7 ia pe F6. În partida pe care ți-o arăt acum, Barre bate cu nebunea pe F6, făcând două bătăi pe pionul din D4, C2, C3, calul din B8 la D7, damă D1, C2 și E6, E5. Această spargere, înaintare de pion de la E6 la E5, are ca scop, Sophie, eu încerc să-ți explic ca întotdeauna cât mai multe mutări ca să înțelegi cât mai bine ceea ce se petrece pe tablă. Deci acest E6, E5 practic are ca scop efectiv să-și dea drumul la nebunul din C8, să-i deschidă diagonala, pentru că atâta timp cât pionul negru era la E6, diagonala aceea ar fi fost închisă. Și în plus amenință E5 pe D4, da? Pentru că are cu negru două bătăi și albul nu are decât o apărare. D4 ia pe E5, evident cu ce batem? Cu căluțul. Calul din D7 ia pe E5. F2, F4. O continuare agresivă din partea albului, care evident că este îndreptată împotriva căluțului din E5, care într-adevăr stă foarte central acolo și nu prea e frumos să stai acolo, da? Pentru alb, calul din E5 la G6 și G2-G3, pentru că retrăgându-se la G6, căluțul atacase pionul din F4. Rocadă mică, dezvoltare foarte, foarte normală din partea negrului, care, într-un fel, putem spune, chiar profită un pic de sistemul ales de către alb, care nu este greșit, Sophie, dar nu-i permit, nu-i, ca să spun așa, pentru negru acest sistem nu este niciun fel de problemă. Și-a făcut rocadă, da? Două piese sunt deja dezvoltate, două piese ușoare, a treia piesă ușoară are diagonală deschisă, da? Deci putem spune că negru se poate declara în acest moment al partidei foarte mulțumit de poziția rezultată pe tablă și după nebun D3, negru consideră că este foarte bine să încerce să provoace lupta și joacă damă de la D8 la D5. Încă o dată, Sophie, dacă un calcul îți arată ție că, ca să spun așa, ajungi în poziții bune, poți să încalci acele sfaturi de deschidere. Da, Sophie? După cum îți aduci aminte, eu v-am spus la clasă de multe ori că nu este bine să scoți dama la joc la începutul partidei dacă nu-i găsești un câmp de pe care eventual nu poate fi atacată, da? Și dacă nu ai cu ea creare de amenințări,
teamă, deci își creează o amenințare albului, care la o adică se gândește acum, măi, ai încă regele în centru tablei și eventual pot încerca un turn 8 și nebun pe 5. Și în acest moment, fiind prea optimist din fire sau considerând că încă nu are probleme, Topalov face o greșeală și joacă a doua, a treia, care are o explicație de ce el dorește să facă rocadă mare. Dar dacă face rocadă mare direct, da, negrii poate bate la a doi. Da? Dar să știți, Sofie, că mai bine făcea rocadă mare decât mutarea din partidă, pentru că într-adevăr ar fi intrat într-un final în care nu poate spera deloc la niciun fel de câștig, să zicem după calf F6 șah, GF6 și să zicem, ce să zicem aici, calf F3, mă dezvolt normal, atâta timp cât tu cu negru ai pion dublu pe coloana F, păturica spartă, calul acesta din G6 îi trebuie mult timp să iasă afară, să reintre în joc, este puțin cam arestat pe flancul regelui, sau eventual dacă nu vrei să dai pion, joci, doamne iartă-mă, cal pe 3 și să zicem după nebun G4 să faci rocadă mică. Dar încă o dată Topalov aici dorește să facă rocadă mare și să facă rocadă mare fără a da niciun pion și joacă acest a doua, a treia. Și Sofie, ajungem într-o poziție în care dacă albul este lăsat, ca să spun așa, de genul joci nebun F5, o mutare de dezvoltare foarte normală, îți dezvolt și ultima piesă, eu cu albul fac rocadă mare și ai pierdut momentul. Asta că nici mai vorbesc, nebun F5 e o prostie groasnică, că de fapt îți bag în F6 cu șah și pe urmă ți-au nebunul din F5, da. Mă rog, dacă joci, să zicem, eu știu ce să joci, nebun de 7. Fac rocadă mare și scap de orice fel de boclucuri. Însă negru se sizează momentul și nu vrea să scape acest moment și vine cu un sacrificiu foarte frumos aici, de figură, calul din G6 bate la F4. O bombă, ca să spun așa, un fel de surpriză, pentru că sunt convins că Topalov nu s-a așteptat la acest sacrificiu și el ce vede acum? În partid a jucat calea pe F6. Dar ce vede? Că acceptarea, ca să spun așa, sacrificiului îl duce într-o poziție foarte, foarte dificilă după nebun H4 șah. Ți s-a dus naiba rocada. Și să zicem după rege F1, profit de acest cal care este legat în spate fiind o tură și dau în el cu F5. Și aici cu albul trebuie să scoți, ca să spun așa, tot felul de mutări de vrăjitor de genul lui damei 2, încercând să-i prinzi dama pe D5, dar după rege H8 poziția asta scârție din toate încheieturile pentru alb. Cal pe 2 și-ți bat calul și nu văd cum, ce face aici. Nu poți să bați căluțul că pierzi turnul, trebuie să joci cal pe 3, dar după nebun C5 este clar că lui Topalov nu-i place un astfel, o astfel de poziție în care a rămas fără rocadă, n-are nimic în plus, ba chiar are un pion în minus. Foarte, foarte dificil. Negru are și pereche de nebun să-și facă de cap cu pe toată tabla împotriva lui. De aceea, după ceva gândire aici,
Topalov, ca întotdeauna, respectă regula. Când ești în poziție dificilă și, dacă nu chiar pierdută, încearcă să complici cât mai mult lucrurile, pentru că s-ar putea ca cel din fața ta, fiind om și nu calculator, poate greșește și el. Și bate la F6 cu șah și după GF6 mai bate o dată la H7. Tot cu șah, nu? Ce este mai bine decât să bați cu șah? Urmează rege G7 și dama E4. Și în acest moment zici că albul rezistă. Pentru că, deci, încă o dată, în locul lui dama E4, adevărul este că dama E4 este o încercare de a acoperi, ca să spun așa, coloana E, pentru ca acel tur negru să n-apară la E8, adică aici, cu un șac devastator. Deci tu încă nu poți să faci cu albul rocadă mare și vine pe tine bomba turnă 8. De exemplu, dacă joci aici, să zicem, GF4 și zici, hai să-ți iau și căluțul ăla că ți-a dispărut nebunul de negru, nu mai e niciun șah la H4, păi urmează turnă 8 șah și după rege pe 1, dama ia pe H1 și din nou ești în minus, calitate și rege nerocat, deci nu se poate juca, ca să spun așa, o astfel de poziție, de aceea, încă o dată, cel puțin la prima vedere aici, da, acest dama E4 este o mutare care pare foarte promițătoare, pentru că schimbăm damele și pe urmă vedem ce facem. De exemplu, schimb damele, bat cu nebunul, îmi legi nebunul, da, am timp să-ți iau calul. Da, mi-e și tu asta înapoi, o să-mi ieși și pionul ăsta, dar nu ai cum să mă bați aici. Pentru că tu, deși pe hârtie echipurile ai un pion în plus, acești doi pion dubli de la F7 și F6 se fac cât unul singur. Dar vine o nouă surpriză pentru alb aici, în care efectiv aici negru îi joacă turnul 8. Adică pur și simplu pentru a nu schimba damele și a prinde acel rege în centru tablei, negru nu dă decât cele două turnuri, efectiv. Deci îți leg dama albă de la E4, trebuie să bați, nebun, F5, din nou îți atac dama cu turnul din A8. Nu mai poți să joci dama E4, că ți-am închis diagonala. Și atunci Topalov zice, hai, ce-i la bar și la spital? Damă, ori la bal, ori la spital, damă, ia pe 8. Și în acest moment, Sophie, din punct de vedere material, albul are două turnuri în plus. Dar regele ăla este complet, dar complet neajutorat. Și urmează o vânătoare de rege alb. Damă E4, șah. Indiferent unde te duci, la D2 sau la F2, tot în aceeași variantă intră și vei înțelege de ce. Deci în partidă s-a dus la F2, dar nu contează că tot dama G2 ar fi urmat șah, da? Dama G2, rege E3, cal D5, șah. Și la D2 tot aia ar fi fost. Dama G2, rege E3, cal D5. Rege D4, dama D2, șah. Așa cum ți-am spus, Sophie, de multe ori, în momentul când reușești să tragi un rege advers în centru tablei, materialul are mai puțină importanță, pentru că regele ăsta este condamnat. Rege C5, dama E3, șah. Aici, stai un pic, Sophie, rege C4, să ne uităm de ce n-a bătut căluțul. Că-ți dau mat așa.
Nervi. Nebune și așa și așa. Deci nu pot să bat calul, a jucat rege C4, cal B6 și așa, rege B5. Din nou, dacă te duci la B3, ce mat îți dau? Cred că tot ăsta. Mai vii la B4 în față. Dar tot bătăiță ei. Ia stai un pic. Pentru că sunt așa de multe aici încât trebuie să nu cumva să te pierzi în ele, că e păcat. Dar nu, nebune 6, rege B4. Stai un pic, Sofie, să ne uităm. Sunt și obosit un pic. Deci partidă la acest rege, stai un pic, deci cal B6, rege, a jucat rege B5. Problema e, deci, ce nu a jucat rege B3? Îți dau șah așa cu dama. Da, nu, trebuie să-ți dau șah cu dama. Deci înapoi nu poți, să împingi nu poți, trebuie să vii în față. A, și mat așa. Scuză-mă, Sofie. Nervi. Trebuie să-l găsesc eu la tablă. Sunt așa de... Precis, asta este una dintre ele, da? Sunt așa de multe că de. Deci, încă o dată aici a jucat rege B5, dama e 5 șah, rege B4, dama e 4 șah. Ce vreau să spun e că nu poți să scapi. De asemenea, din nou aici, dacă joci rege B3, din nou îți dau de data asta șahul ăsta. Și matul ăsta. Nave. Da. Deci, încă o dată, a jucat pion C4, șah, rege A5, dama C5 și mat. Mai avea un mat la dispoziție și la A4. Nave. Da. De fapt, ca să respectăm adevărul istoric, la acest dama E4, șah, negru, albul a cedat. Pentru că și-a dat seama de inutilitatea luptei. O partidă foarte frumoasă, încă o dată, care a fost premiată de organizatorii concursului ca fiind cea mai spectaculoasă și mai frumoasă partidă din turneu. Victima a fost Veselin Topalov. Dar a doua partidă îl are ca erou negativ tot pe săracul Veselin Topalov și asta e o partidă superbă a lui Anatoli Karpov. Anatoli Karpov, Sofie, a câștigat acest turneu cu un rezultat nemaipomenit. 11 puncte din 13 posibile, adică el, în primul rând, a pornit turneul ăsta ca din pușcă. A făcut 6 puncte din 6 runde. Primele 6 runde le-a câștigat pe toate 6. Și de bine, runda 7 a făcut o remiză cu piese negre împotriva lui Garry Kasparov. Garry Kasparov, care a ieșit pe locul 2-3 la egalitate cu Shirov, dar în spate cu 2 puncte jumate. Deci cu numai 8 puncte jumate. Garry Kasparov având și două înfrângeri în acest turneu. Deci, încă o dată, turneul acesta a fost de o forță deosebită, iar realizarea lui Anatoli Karpov în acest turneu de asemenea a fost deosebită. Cel puțin până la Singfield Cup 2014, un alt turneu foarte puternic, Anatoli Karpov rămăsese în istoria șahului ca fiind jucătorul care a obținut cel mai mare punctaj ELO în concursul respectiv. În speță, el a obținut un punctaj ELO de 2900 și aproape 3000. 2950 și ceva.
ceva urieșesc, ca să spun așa. De-abia Fabiano Caruana în 2014 a câștigat turneul Singfield Cup, tot așa începând extrem, extrem de motivat și puternic turneul respectiv, câștigând 7 din 7 și realizând un punctaj elo de 3103. Evident că punctajul ăla nu ți se dă. Până la urmă se adaugă în plus niște puncte față de elo pe care l-ai la data discutării concursului respectiv. Dar încă o dată, turneul de la Linares într-un fel era așa de puternic încât înainte de începerea lui, să nu uităm că în 1994 aveam doi campioni mondiali. Unul variantă PCA, adică care era Garry Kasparov și care era și numărul 1 mondial ca elo, și alt campion mondial era Anatoli Karpov, varianta FIDE. Pentru că în 1993 survenise acea schismă, acea rupere a lui Kasparov și cu alți jucători mari maestri într-o altă, ca să spun așa, versiune de campion mondial. Deci aveam doi campioni mondiali. Și Garry Kasparov, înainte de a începe acest concurs, uitându-se la cei care participau, pentru că ți-am spus, au fost 9 din primii 10 jucători prezenți la acel concurs, deci foarte puternic turneu, a zis Garry Kasparov, înainte de a începe turneul, că cel care câștigă acest turneu va fi eventual, evident, un adevărat campion mondial al turneelor. Și ăștia comentau răutăcioși că Garry Kasparov, după încheierea turneului, ieșind pe locul 2-3, deci în urma lui Karpov, și-a cam înghițit cuvintele. Nu prea venea să... Adică, ca să spun așa, a regretat ceea ce spusese înainte de începerea turneului. Pentru că Anatoli Karpov a fost efectiv câștigător acestui turneu detașat. Deci revenim la partida care ți-o arăt în continuare. Anatoli Karpov alb și din nou săracul Veseli Topalov negru. Ca o curiozitate, Sofie, deci Anatoli Karpov într-un fel își consideră această partidă ca fiind o nestemată pentru el, dacă nu chiar cea mai bună partidă jucată de el. Mă rog, eu știu și alte partide ale lui Karpov fantastice, dar că este nestemată, da. Dacă o curiozitate, Garry Kasparov are și el considerată o partidă împotriva lui Veselin Topalov, tot așa, nestemata lui Garry Kasparov, adică aia fiind jucată în 1999. Și stai și te întrebi la o, adică cum săracul Topalov așa a trăgea toate fulgerele jucătorilor puternici asupra lui. Este foarte posibil ca acest lucru să se întâmple datorită faptului că Topalov are un joc foarte combinativ. Nu se ferește de luptă propriu-zisă la tablă, cum rezonă și în partida, numai ce ți-o arătai. A intrat în combinații și a fost dat într-adevăr peste cap. Și când practici un asemenea șah, există riscuri. Da? Bun, deci Karpov alb, Topalov negru, D4, pionul din fața damei, două pătrățele, calf F6, C4, C5. Mutare caracteristică sistemului Benoni, ca să spun așa, nu mă prea pricep la această continuare, pentru că este la ora actuală destul de rar jucată.
În primul rând, datorită continuării de 5, din ce mi-aduc eu aminte, eu ne fiind jucător de D4 și mai ales nerăspânzându-se cu C7, C5 acest, dar acest D4, D5 îl duce pe negru într-o poziție solidă, dar în care are cam lipsă de spațiu. Este foarte adevărat că, de exemplu, aici negru poate să opteze să intre și într-un fel de gambit, Volga Benko, cu acest B7, B5. Mă rog. Revenind la partidă, Anatoli Karpov aici refuză orice fel de înaintare de pion și joacă cu minte, ca să spun așa, calul din G1 la F3, bate, ca să nu mai aici împinge, calia pe D4, calul din B8 la C6, pionul de la G2 la G3, deci vreau să-mi fac cazemata cu albul, E7, E6, nebun G2, nebunul din F8 la C5, atacând acest cal de două ori și practic izgonindu-l la o, adică din centrul tablei, pentru că nu-ți place cu albul să joce 2-3 aici, da, Sofie? Că dacă joce 2-3, nebunul ăsta de aici, cel puțin câteva mutări, începe să plângă închisându-i se diagonala. Dar atunci trebuie să fugi și trebuie să fugi și cu tempo, să te duci la B3, să atași și tu la rândul tău nebunul, poate pui mâna pe perechea de nebun, evident topalul refuză, nebun E7 și zici, păi bine, dar ai pierdut cu negru în tempo pentru că ai mutat nebunul la C5 și acum nebunul la E7. Deci ai făcut două mutări din aceeași piesă. Da, dar și albul a făcut. Dacă stai să te uiți, Sofie, un pic la acest cal ajuns la B3, el a mers pe ruta următoare. Cal F3, cal D4, cal B3 și ajungi pe un câmp cam departe, cam pe marginea tablei. Da? Deci plusuri și minusuri, dar mai mult plusuri pentru negru, da? Până în acest moment. Cal C3, rocadă mică, dezvoltare cu minte, pion D6, nebun F4, da? Odată cu apariția pionului la D6, zice, hai să încerc să fac presiune pe el. Da, în acest moment nu am decât două bătăi și tu ai două apărări, dar cine știe, poate mai târziu voi încerca un cal B5, să fac trei bătăi și tu eventual să fii obligat să împingi G5 și pe urmă să joc un nebun G5 și eventual să-ți bag calul din F6 și să obțin un avampost pe câmpul D5 pentru calul meu din C3. O idee, zic și eu așa. Și aici toparul joacă, zice, băi, fițar nebunul ăsta, că stă foarte frumos aici, ia cărelul cu el de aici. Cal H5. Și într-adevăr, dacă pleci înapoi cu nebunul, nu prea-ți place, pentru că, să zicem, joci nebune 3, îți joc calul înapoi la F6, ameninți la o, adică iar să ți hărțuiesc cu cal G4, trebuie să faci o mutare de genul H3 și ar fi o poziție relativ complicată, de aceea Karpov aici, care nu prea este adeptul mutărilor înapoi, joacă E2, E3. O mutare care, deși dă perechea de nebuni, ca să spun așa, îi asigură lui mai mult spațiu. Și acest pion de la D6 devine un fel de pion înapoiat pentru mult timp de aici încolo. Evident că trebuie să bate acel nebun, că dacă nu, îți iau calul. Ce faci? Te întorci cu el înapoi, atunci de ce n-ai mai pierdut două tempouri? Deci calea pe F4, eia pe F4, nebun D7, ultima piesă dezvoltată, am încă un nebun la E7 care mi-a fără pionul din P5, damă de 2, mutare normală de dezvoltare, damă B8, ca să mai apăr o dată eventual acest pion din D6, turnul din F1 la E1,
amenințând eventual un F5, Sofi, să scap ori de pionul dublu, da? G6, Topalov oprește și își face într-un fel, ca să spun așa, rocada lui devine rocadă tip cazemată, da? Pentru că încă mai are nebunul de câmpuri negre pe tablă. H4, A6, deci, încă o dată, poziția asta este puțin mai bună pentru alb. De ce? Pentru că are mai mult spațiu la dispoziție. În compensație, ca să spun așa, negru are perechea de nebuni, dar el cel puțin pe moment trebuie să supere la o, adică, da? Și aici Karpov inițiază un fel de atac, ca să spun așa, pe flancul regelui, da? În primul rând datorită faptului că nebunul ăsta nu e aici, e la E7 și împinge H5 și pentru a contracara așa zis o atac care apare la orizont pe flancul regelui, Topalov împinge aici B5 pentru că într-adevăr trebuie la o adică să obții ceva contrajoc. Deci albul în acest moment atacă pe flancul regelui și negru încearcă să obțină contrajoc pe flancul damei cu această înaintare B7-B5 care la o adică și atacă pionul din C4. Deci de genul dacă bat și bat, mi-am făcut și turnul din A8 foarte fericit, pionul ăsta mai vine o dată în față, el este apărat de dama din pe 8. Ăsta a fost în glau, adică rostul damei de 8-B8. Deci un plan destul de logic. Aici însă Karpov bate odată la G6 și după H7 ia pe G6, pentru că așa este bine tot timpul să bați margine spre centru. Începe, ca să spun așa, acțiunile cu o mutare foarte frumoasă Karpov aici. Deci când te uiți la piesele astea, Sofie, și le întrebi, băi, pieselor, care dintre voi stați prost și nu prea participați la luptă? Și dintr-o dată sare în ochi acest cal de la B3, care încă o dată a fost alungat pe acest câmp nefericit, cu manevra nebun F8, C5 și pe urmă nebun E7, dar a ajuns la B3 pentru a nu fi capturat de nebunul negru. Și uite, Sofie, ce mutare face Karpov aici. Cal C5. Profitând de faptul că acest pion de la D6, în momentul când va bate calul, eu am posibilitatea să intru cu dama la D7, să-ți bat nebunul din D7, să-ți atac dintr-o dată căluțul de la C6 de două ori, un căluț care apără și nebunul din E7. Deci, ca să spun așa, pare destul de improbabil, dacă nu aproape imposibil, să bați acel căluț cu pion. Dar ce vede Topalov aici? După ce stă el și se gândește și analizează atent poziția, bate la C5 acest cal, D6 ia pe C5. De ce face acest lucru? Pentru că vede că în cealaltă variantă, adică să-și apere nebunul cu dama 7, pentru că nebunul ăsta de la D7, dacă nu bați calul, e atacat de calul din C5, Sofie, da? Dacă în joci dama 7, urmează calea pe D7 și după dama ia pe D7, pierzi un pion, efectiv, după C4 ia pe B5, nu? Bibi. Și Topalov nu vrea să dea pion aici, de aceea stă el să gândește așa și bate acel cal de la C5. D6 ia pe C5, care de fapt este o greșeală, Sofie. Și deci, încă o dată, din prima pare efectiv o greșeală, pentru că după dama ia pe D7, zici, păi, bine, dar acum cu negru
pierzi o figură. Muți calul, pierzi nebunul. Acel cal de la C6, încă o dată Sofie, acest cal de la C6, care apără nebunul de la E7, de atacul damei albe, dar și calul ăsta, încă o dată, este atacat de două ori și nu-i apărat niciodată. Cum, Doamne, iartă-mă, scapi fără a pierde o figură aici? Cu negru. Dar pur și simplu Topalov face mutarea pe care el o gândise și care considera că nu există nicio problemă. Deci joacă aici turnul din F8 la C8. Și zici, pe bine, bine, dar ți-au o figură. Păi da, dar aici am exact, uite ce gândise Topalov să fie aici. Am la dispoziție mutarea turna 7. Și nu mai pierd nicio figură, pentru că mi-au nebunul din C6 înapoi. Dama asta n-are unde să ducă. Nu pot să bam nici nebunul din E7. Într-adevăr, eventual voi câștiga un pion după. Dama de 3, turnea pe C6, bați la B5, dar, bat și eu. Ce? Și să zicem după cal B5, pot să joc și turna 6. Da, am un pion în minus, dar doi pionete sunt dubli, am un nebun contra cal. Urmează însă mutarea surpriză pentru... Deci suntem în acest moment al partidei, în care încă o dată Topalov a jucat turnul din F8-C8, așteptându-se evident ca... Deci turnul din F8 la C8, așteptându-se ca Anatolii să-i bată căluțul din C6, el să joace turna 7 să mențină echilibru. Urmează însă bomba lui Anatoli Karpov, care începe să joace cam cum la alb ar fi Gari Kasparov. Deci joacă turnea pe E6. Un sacrificiu din senin, de calitate, practic, Sofie. Deci acest turnea pe 6, de fapt, ce vedea arbul aici? Că încercarea lui de a-și păstra materialul existent pe tablă la egalitate, negru la adică și-a dus piesele negre departe de acest rege. Da? Deci el este aici și astea sunt la mama naiba în Siberia, pe flancul ălalalt. Numai ăsta e pe aici. Dar ăsta săracul... și joacă aici pur și simplu Karpov turnea pe 6. Și apar niște variante cu niște complicații foarte, foarte frumoase, Sofie. Încerc să-ți arăt cât mai mult dintre ele. Deci, în partidă, Topalov a jucat din nou turna 7, atacând această damă albă, care e ca un cui acolo. Dar, încă o dată, hai să ne uităm ce s-ar fi întâmplat la acest feia pe E6. Da? Ar fi apărut la o adică, să știți, să fie variante foarte asemănătoare cu cele din partidă, de exemplu, după damă ia pe E6, rege G7, nebunea pe C6, foarte, foarte apropiat de variantele din partidă. De aceea, încă o dată, după acest turnea pe E6, Topalov îi joacă turn A7, dar cu vine a doua mutare surpriză, turnea pe G6, șah. Cu șah, totul cu șah. Și în acest moment, pentru că așa e bine să facă tot timpul un mare maestru Sofie, de fapt orice jucător de șah trebuie să ia în calcul toate posibilitățile pe care le are pe tablă, barem acest lucru să-l fac. Că nu alege pe cea mai corectă, asta e altceva, dar primul lucru pe care tu trebuie să îl îndeplinești,
să acoperi, ca să spun așa, toate posibilitățile pe care le ai tu la un anumit moment pe tablă. La fel și cel care face sacrificiu în speță, Anatoli Karpov. Și ce vede la, adică Toparov aici, de până la urmă bate acel turn pe G6? Pentru că în afară de bătutul turnului, negru mai are la dispoziție 3 retrageri de rege, la F8, la H8 și la H7. Hai să le luăm cu retragerile și pe urmă să ne dăm seama de ce a bătut până la urmă acel turn. Să zicem că joacă rege F8, da? Urmează dama H3 și acum zici, păi stai că ți-l bat. Da, vezi să nu. Șah? Șah? Ce este asta? Este că e mat? Nu? Bun. Deci F8 este în discuție. Hai să zicem că se duce la H8. Păi acum vine cu șah la H3, nu? Și să zicem după nebun H4, ți-l iau și iarăși mat. Dacă vrei să muți din rege, cea mai prămânțătoare pare rege H7. Ca să-ți atac cu regele turnul. Dar și asta, adică, e foarte stupidă. În primul rând, Karpov, după partidă, să nu uităm că era în 1994, calculatoarele nu erau prea puternice atunci. Și când îți spunea un campion mondial FIDE că asta ar fi jucat în partidă și ți arăta o variantă din aia de te lăsa cu gura căscată, ziceai, wow! Deci Karpov zice că dacă ar fi jucat rege H7, el ar fi jucat aici turn G4. Și dădea în comentariu o variantă foarte, foarte frumoasă de genul lui. Turnea pe D7, nebune 4 șah, rege H8 și rege G2. Să-ți dau mat cu turnul la H1, aproape imparabil. Dar vezi, Sofie, ce înseamnă la, adică calculatoarele pe urmă au arătat mai târziu că într-adevăr albul stă mai bine, dar negru totuși are o șansă de scăpare aici, chit că are o damă în plus, negru trebuie să lupte aici cu nebun G5. Karpov, când a analizat partida, nici n-a luat în considerare porcăria asta de mutare, pentru că n-ar avea niciun rost. Dar adevărul că are un rost, că își duce turnul de la D7 la H7, de genul turn H1 șah, rege G8, turn G5 șah, rege F8, nebunea pe C6, turn D6, AB5, nu poți să bați acest nebun, pentru că urmează turn H8 șah și damă și rămân cu un cal în plus. Deci calculatoarele ziceau așa, că după nebun C6, turn D6, CB5, AB5, nebune 4, albul, deși are doar două figuri și are pe damă, stă la câștig. Dar nu este câștigat. În sfârșit, Karpov asta a spus că ar fi jucat la rege H7. Ca o... Dar adevărul este că normal aici, încă o dată, nu ai nevoie de astfel de subtilități și de dans, da. Adevărul este aici că poți să câștigi forțat cu, nu cu turn G4, poți să câștigi, deci încă o dată la rege, la rege H7, stai un pic, ce doamne, iartă-mă, poți să joci și damă H3 aici. Și după rege G6 să-l dai mat pe domnul. Asta arată calculatorul. Deci n-ar fi avut scăpare nici în... Păi e un dans, Sofie. N-ai greșit cu mult, să știi. E un dans, efectiv. Dar în sfârșit, deci, lăsând la o parte, dacă vrei, oricând mi-ar face mare plăcere să te uiți la variantele care pot apare într-o astfel de nebunie de partidă. Dar revenind încă o dată la partidă, deci la acest turneu pe G6 șah, Toparov a bătut. Urmează însă șah
și nebunea pe C6 și stai și te gândești ce, Doamne iartă-mă, ai obținut tu cu albul în urma acelui sacrificiu, dar ce fel de sacrificiu este ăsta, Sophie? Dacă ne uităm la piesele rămase pe tablă, vedem practic că sacrificiul este totuși destul de mic față de beneficiile care l-a adus. Deci tu practic ai sacrificat o calitate aici, da? Dar ai obținut un rege negru complet, ca să spun așa, fără păturică și fără nicio siguranță a lui. Deci, turn de 8 cu amenințare, turn de 6, da? Topalov încearcă cu disperare aici să reziste și mai... și din nou partida continuă foarte frumos. C4 ia pe B5 de la tăticu, nebun F6, cale 4 și în sfârșit Topalov zice: Doamne, încerc să-mi acopăr regele ăsta cu nebunul meu de cazemat, așa a zis, să unde să-mi pun nebunul ăsta care e atacat de două ori, îl pun la D4. Ia voașnic apărat și de pionul din C5 și de turnul din D8. Karpov zice: stai un pic, mai bate un pion. Damă B6. Aici din nou sunt niște variante foarte, foarte frumoase, Sophie. Cu turnea pe A6 rămânem pentru că rămânem la partida cum s-a desfășurat în continuare. Damă B6, turn de 1. Ultima piesă este adusă pentru a participa la atacul final asupra regelui negru. Dacă te și uiți, Sophie, vezi ce înseamnă, ce sigur e ăsta. Asta n-are... cred că se uită la desene animate acum. Pe cândul ăsta e clănțene din singură de frică. Damă ia pe A6 și Sophie, care e singura piesă la o adică care încearcă să apere viața regelui negru? Nebunul ăsta. Ți-am făcut un sacrificiu de calitate. Hai să-ți mai fac unul. Turnia pe D4. Automat că ești forțat să bați cu turnul, pentru că dacă bați cu pionul, după damă F6 e șac și tură, da? Deci nu poți să bați. Trebuie să bați cu turnul. Turnia pe D4. Dar din nou, șah. Îți pică și ultimul rest de păturică, rege G8, șah, rege F8, șah, rege G7, iar șah, rege G8, calfe 6, șah, toate trei piesele albe îl omoară pe regele negru. Rege F7, nebune 8. O conlucrare deosebită. Rege F8, la G7 nu puteai, că orice zburăciune de cal te face praf. Damă ia pe C5. Da, dar încep să-ți pice pion. Damă D6 pentru a nu-ți pica și turnul din D4. Dar Karpov zice: bine, nu-ți pică turnul din D4, îți pică la din A7. Bibi. Topalov ia și el calul din F6. Nebun H5. Turn D2, Karpov nu-i dă nimic, B3, turn B2 și aici Karpov joacă ultima mutare a partidei, rege G2. Și aici, după acest rege G2, care pur și simplu îi arată negrului că este complet pierdut, atât din punct de vedere material, cât și a poziției, regele meu este foarte sigur, are un nebun și trei pion care îl acoperă. Nebunul acesta putând veni oricând la F3. Dama ta este înghețată la o adică aici pentru a apara matul din F7. Și iar ca material, eu am un nebun și 5 pion pe o tură, adică am vreo 3 pion în plus. Și în acest moment, dându-se seama că a venit timpul să cedeze, săracul Topalov a cedat partida. Bine, Sophie. Atât ți-am pregătit pentru azi. Să știi că și mâine vom face mult
Karpov, ca să spun așa, pentru că el a fost la, adică un campion mondial care a fost puțin mai neînțeles de către contemporani și mulți l-au și subestimat. Dar asta numai datorită faptului că el a fost tot timpul comparat cu geniul lui Garry Kasparov și așa a fost să fie. Sofie, îți urez o după amiază plăcută și ne vedem mâine la aceeași oră, în care doresc să-ți arăt o partidă de o simplitate deosebită a lui Karpov și de asemenea niște finaluri. Practic mâine avem o lecție de finaluri cu Anatoli Karpov. Astăzi arată o partidă de joc de mijloc cu Anatoli Karpov, mâine vreau să-ți arăt niște finaluri. Bine, încă o dată, la revedere, pa, pa!